Doamnelor și domnilor, ce seară, ce emisiune! În studioul nostru se află Anastasia Soare, mama Anastasiei, sora Anastasiei. Ei bine, deja am primit foarte multe mesaje. Să știți că cele mai multe sunt cu privire la dumneavoastră. Nu e de mirare. Că ce doamnă frumoasă. Da, nu e de mirare. Sunt oameni care v-au cunoscut în Los Angeles, care au trecut pe acasă pe la Anastasia, acasă la dumneavoastră și care povestesc. Aveați grijă de ei, de la cum să se îmbrace, dacă aveau probleme cu hainele, la mâncare. Aici este subiectul sensibil al nostru, mai ales al lui Mircea, care săracul pare foarte nemâncat și este. Se vede. Se vede. Ce îi faceți de mâncare Anastasiei? Nu prea mănâncă acum. Nu mănâncă? Să fie... Da. Se vede. Da. Dar am auzit că faceți o mâncare senzațională. Sarmale. De toate. Șnițele. Asta e mâncarea mea favorită. Da. Șnițele? Da. Cartofi prăjiți, musaca. Deci astea sunt tradiționale. Da. Și... Haideți să luăm povestea de la început. Am remarcat că sunteți îmbrăcată impecabil, dar în povestea pe care ne-o spune Anastasia este despre o doamnă care încă din comunism învățase ce înseamnă să faci un business. Un business de haine, împreună cu soțul dumneavoastră. Dumneavoastră făceați haine de damă și soțul haine bărbătești. Da. Dar nu vă mulțumeați doar ca să faceți haine unor, unor doamne din Constanța. Aveați grijă cum sunt îmbrăcate, aveați reviste, le arătați diverse modele care la momentul respectiv nu existau în România, la părul lor, la absolut fiecare detaliu. Așa începe această poveste frumoasă cu acest business spectaculos. Vă aduceți aminte cum era să faceți lucrurile astea? Vă aduceți aminte, eu știu, cine v-a inspirat să mergeți către această zonă, către croitorie și să faceți niște haine atât de frumoase? A fost cineva care m-a învățat? Mie mi-a plăcut. V-a plăcut? Mi-a plăcut tare mult, da. Dar ați avut pe cineva care să vă îndrume? Sau nu. Nu? Și ați dezvoltat business împreună cu soțul. Da. Făcea haine bărbătești? Făcea haine bărbătești și făceam de damă. De damă. Și... Mai tare bărbești. Hainele bărbătești, dânsul știa, făcuse o școală sau cum ați... Nu, el a învățat și el așa, exact cum am învățat noi, cum am învățat și eu. Da, nu ne-a dus la cineva sau... Deci n-ați făcut... Nu, pentru că, stai puțin ca să-ți explic. Deci bunicii mei au pierdut... casele, averile de cam de două ori, toate proprietățile. Da. În momentul în care au avut prima gospodărie în Nisipari, considerați cheaburi, copiii n-au mai avut voie să se ducă la școală. Da, asta vreau să-și îndemn. Ați avut probleme din cauza asta? Da, exact. Și atunci ei n-au mai avut voie să se ducă la școală și maica mea, nu știu, îndrumată de una, de soția generalului, care, zona respectivă, care știa croitoria, a învățat de la ea și ea a început să lucreze, că a trebuit într-un fel să susțină familia. Pentru că n-avea, nimeni nu mai putea să lucreze nicăieri, toate pământurile animalelor au fost luate la cooperativă și a fost o perioadă foarte dificilă în viața lor. La școală nu se puteau duce că erau cheaburi și cam așa s-a întâmplat în perioada respectivă. Au fost vremuri sinistre. Au fost și foarte sinistre. Nevoie... De nevoie a trebuit să facă chestia asta. Da. Bun. Și apucați să faceți lucrurile astea, vă dă Dumnezeu copii minunați. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc. Haideți să începem cu Anastasia. Da. Cum era când era mică? Ce fel de copil era? Îi plăcea foarte mult să urce în pom. Să urca în pom? Sport, în pom, da. Sport, cel puțin sport. Și... A făcut și gimnastică, am auzit? Da. Tenis? Nu, tenis nu. Gimnastică, patine cu rotile, da, biciclete. Mi-era frică când pleca cu rotilele alea. Așa, și dădea semne, Cornelia își aduce aminte că dădea semne de că e interesată de desen, de simetrie. Păi da, îi plăcea foarte mult să deseneze și, cum să vă spun, era foarte, nu să-i spun eu, ea singură. Și mă duceam acolo unde era, ce faci ea? Păi uite, citesc, învăț, nu știu ce, și o lăsam și plecam. Ce îi plăcea, ei făcea. Sia îi spuneți dumneavoastră, nu? Da. Sia. Da. Și se întâmplă ceva care e, de fapt, de departe, una dintre dramele vieții. Da. Soțul vă moare când
Copiii erau mici. Da. Ala a fost un moment foarte greu. Greu, foarte greu. Și n-ați avut senzația că poate n-o să reușiți să mai descurcați fără el? M-am descurcat. V-ați descurcat. M-am descurcat. Ați mers mai departe, cu tenacitate și Anastasia a început să vă ajute? Da. Muncea? Da, da, muncea. Îi plăcea. Mai tare. Mai tare. Vă doare și gâtul puțin. Da, nu vă face nicio grijă. Da. Se aude oricum pe poți să întâlnim. Vorbim între noi. Pe poți să aude bine. Da. Da. Și aici și? Se aude bine. Și îi plăcea și ei să lucreze, să uite. Croitorie nu prea plăcea, dar îi plăcea foarte mult să deseneze. Ea desenea foarte mult. Desena modele? Da. De haine? Nu. Orice, da. Uh-huh. Nu mai desena. A ajutat-o treaba asta. Da. Ați fost îngrijorată când v-a spus că vrea să plece din țară? Nu, eu. Nu? Nu. Foarte tare. I-a spus, ați încurajat-o? Da. Să spună ea. Da, m-a încurajat. Eu am încurajat-o. Da? Eu da. I-am spus să pleci. De ce i-a spus să pleci? Că nu plăcea cum era acolo și eu eram o fată mai umblată față de mahidoncele care avea. Da. Și vedeam ce era bun și i-am spus, ea, nu-i pentru tine aici. Să pleci. Era rău, anii 80 în România erau groaznici. Era, bun, vezi seama, 89, doamne, 88 da. A fost un an oribil. Da, 80 până în 88 da. A fost dar, ceva... Da. 86, 87, 88 au fost da, chiar oribil. Da. Din 80 a început. Vine ziua când pleacă, da? Da. La cât timp după ce am plecat ați vorbit cu ea? Vă aduceți aminte? Acest detaliu? Păi, când ai venit în America? Nu, nu. Am plecat în 89, da. În iulie, și am vorbit destul de rar. Da, prima dată când v-ați întâlnit? Ne-am întâlnit în 90 și în 91. În a venit 91. Ea în America, în America, în vizită. Deci prima dată, deci ați văzut-o după 2 ani? Cam un an jumătate. Cam un an jumătate. Uh-huh. Da, după ce a plecat, n-ați avut probleme cu... Că era încă regimul, cu era poliția? Pe treabă, n-ați avut probleme atunci pe toți, când a plecat? Pe toți știam, pe polițaie, nu zicea nimic. Pe cuvântul meu. Veneau soțiile lor ca să le faceți haine să... Așa. N-ați avut emoții cu ăștia. No, nu. Bun, vezi? Avantaj. Da. Cornelia...